Romna, lasă-mă gândesc eu. Băi, tu știi câte gânduri întrec mie prin cap? Dar și cineva să-l înscrie, ar împlini o carte. De pildă. Nu, de pildă, democrația. Băi, băi, Romnaș, băi, tu știi ce-ți spun eu? Băi, democrația asta e nu-i chiar bună, tu știi? În ce sens nu e bună? Nu, e că uite. Democrația spune că noi, norodul, trebuie să alegem conducătorii noștri, așa-i? Așa-i. Bun, noi am ieșit și am ales. Numai că eu l-am votat cel pe care l-am votat pentru una, dar el, ei, după ce eu a ajuns la putere, faci cu tătul alta, dar cu tătul alta, Românaș. Și am unii democrației spune așa că gata, fio, eu nu mai pot face nică. El poate, el poate face ce vrea și el nici poate face ce vrea, dar e ca el lui nică. Sau, stai, am să-i pot face ceva, dar aghepiști 4 ani, tocmai la celelalte alegeri. Apoi Românașul, așa-i drept, ei. Da. Democrația este că e tot făcut pentru dânșii, așa-i, dar nu pentru norod. Tu te folosești dânsa odată în 4 ani, dar el folosește folosești de dânsa în fiecare zeitui mama lui ei, a? E destul să te amăgească odată în 4 ani și poate ei îți fac ce vrat 4 ani de zile în fiecare zi, a? A, bun, asta e un gând pe care eu aici în cap meu îl mașin și îl gândesc. Am un alt gând pe care îl gândesc. Romnaș, voi dați-ți interesant măcar o leacă, îi smascoți, ori îți vine să-mi zici și închide, băi, gura cu gânduri tăi prostești. De ce? Chiar te rog. Îmi place să discut cu tine foarte mult. Ai, da, pune-i, Romnaș. Băi, Romnaș, băi, eu câteodată, știi, eu mă gândesc ca la cu mătrii mei. Tu și crezi că lor nu le vin gânduri în capă? Le vin și încă câte. Dar ei n-au cui le spune, Romnaș. Dar eu și noroc am de tine. Tu mă asculți ca un școlar să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ei, chiar așa. Așa. Bun, apiaca. Și, alt gând a meu este aista. Da, da. Romnaș, el, dacă a ajuns la putere, filat am vedere, că eu ți-am spus că pe dânsul l-am votat. Da, filat, dar mi-ai zis. Ia stai, Romnaș, băi, tu nu cumva ai spus ai cuiva că eu l-am votat pe filat? Acum se poate, domnule, nu, n-am zis, doar m-ai rugat să nu spun nimănui. Seama, Romnaș, uite, ți-am spus și spui, că eu cu mătrinii l-am votat pe Sergiu Mocan. Nu, da. Nu, Romnaș, și mai ghini, spune așa, oi, pe cine l-a votat? Da, nu știu, că nu ne-a spus. Înțeles? Spune că nu știi și... Fio. Bun, Romnaș. Nu știu. Ne-am înțeles, da? Mult nu ți-am spus. Bine. Nu știu nimic. Eu sunt mic, nu știu nimic. Bun. Înseamnă că și gând îți spuneam eu ție despre... gând eu despre filată îți spune. Filată. Ia, Romnaș. Tu știi că el, dacă a ajuns la putere... Dacă a ajuns la putere, nici nu poate să ne îndeplinească și ne-o promis, chiar să vrei, ei... Cum adică nu poate? Nu poate, ei, nu poate că tu screci! Romnaș, ce ne-a promis el mie înainte de alegeri, filat, ha? Ca să ne ducă în Europa, ca să-i bagi pe corupți la dubă, așa ne-a promis. Corect, corect. Și? De ce să nu-i bage la dubă? Cum, ce, ui? Pentru că Românașul, primul, ui, care ar trebui să fie băgat la pușcărie, îi tamană el, ui, filat. Ah, și el nu poate să se condamne pe sine. Ha? Ha? Te pune-l? Ha. El da, nu da, poate, da. Nu, serios, Românașul, ei, e ca atunci iar, că dacă, e ca pun-te în locul lui, ei, să știi tu că dacă îndeplinești aistea promisiunile date la alegători, apă nimerești la pușcării, tu e clar că nu-i să îndeplinești nicăi și nu, nici tu, nici eu, n-am să îndeplinesc nimeni, nu m-a filat, zic că cui stat ei să mă bag eu cu mânuța mie la pușcării. Da. A, bine, atunci nu participa la alegeri. Pleacă, domnule, din politică și atât. Ha, dar pe asta e și mai rău, Romnașul, ei. Așa tu și n-ajungi la pușcării. De ce? Pentru că gata, nu mai ai imunitet, îi ieși din joc și că acum nu mai ești nimic, a? A, nu, ca? Idee, sudat? Asta-i zic și ei de la putere. Că ei, taman, au nevoie să bagi pe cineva la răcoare ca să arăti norodului și la europeni când mă-l gata, ia, că luptăm cu corupție, înțelegi? Da. Atunci să nu-ți promită Europa și lupta cu corupția. Să-ți promită altceva, ceva ce poate face. Dar nici altceva nu e interesant. Eu taman ca numi asta așteptei de la dânsul. Europa și lupta cu corupția. Europa și lupta cu corupția. El știe că eu asta aștept și că el n-as ne poate îndeplini. Eu știu că el n-as ne poate îndeplini. Dar altceva nu e interesant. Nu vreau altceva să ne promit. Fio, înțelegi? Da. Urmnaș, ia uite. El mă amăjește pe mine. Dar
eu ies singură, vreau să mă amajească. Ai, stai, frate, că mi se pare că prea complici lucrurile. Dar nu mai complichez eu nic, românașul, e simplu ca bună ziua aici. Băi, românaș, uai, și-ți spune, uai, nici greu e nic, el nu-ți ține de cuvânt. Dar și ei de greu lui, uai. Că pe dânsul ăștia din toate părțile îl pândește pușcăria. El nu poate dormi, el are stecle în creiere, tu ți-a înțelegi, în loc de piene în piernă. Da, domnule. Tâșto, uai. Uai, lui e de 1.000.000 de ori mai greu decât mie. Nu e ușor să fii filat. Nu, serios, dacă, uite, am ajuns să mi se facă jel de filat.